siguranța minerilor trebuie să primeze. Declarația aparține ministrului energiei Sebastian Burduja după ce a intrat și a văzut condițiile de muncă a ortacilor în subteranul minei Livezeni. Demnitarul le recomandă tuturor factorilor de decizie în ceea ce privește mineritul să coboare în adâncul pământului pentru a avea o părere și idee despre ce trebuie să se întâmple cu soarta minerilor în viitor. Ministrul Energiei cere să primeze siguranța ortacilor după ce a văzut subteranul minei Livezeni. Timp de 2 ore, Sebastian Burduja a fost în subteran și a stat de vorbă cu ortacii. La ieșirea din șud, ministrul a declarat că realitatea din subteran este cu totul alta decât și-o imaginează cei de la suprafață. Am ținut să văd cu ochii mei condițiile de muncă, modul în care se respectă standardele de siguranță și ceea ce le-am transmis ortacilor este că pe primul plan este siguranța. Noi ne putem propune să producem mai mult sau să punem în siguranță aceste mine într-un ritm mai rapid, dar nu putem face niciun compromis de la siguranță și de la protecția oamenilor. Este periculos în Nu este pericol, dar nu sunt condiții ușoare de muncă. Sunt probabil cele mai grele condiții de muncă din toată țara. Și cred că cei care au în mâna lor putere de decizie, ar trebui toți să vină să vadă cum se muncește într-o mină de huilă din România, din Valea Jiului. Un efort substanțial, 2 hotărâri de guvern și o ordonanță de urgență au fost necesare pentru înființarea complexului energetic Valea Jiului. Guvernul a trebuit să acorde și un ajutor de stat pentru funcționarea acestei entități. Complexul energetic Valea Jiului, în primul rând, are un prezent, ceea ce acum câteva luni de zile era o incertitudine, pentru că, așa cum știți, complexul energetic Hunedoara este practic în faliment și după un efort substanțial la nivelul Guvernului României, împreună cu prim-ministrul, împreună cu ceilalți miniștri, am reușit să găsim această soluție, să adoptăm 2 hotărâri de guvern și o ordonanță de urgență prin care noua companie a fost operaționalizată, au fost date în plată activele complexului energetic Hunedoara și a fost acordat un prim ajutor de stat. Este doar un prim ajutor de stat. Estimăm că mai avem nevoie în câteva luni de zile de aproximativ 350 de milioane de lei ca nou pachet de ajutor de stat și ulterior alte pachete până în 2032. Acesta este calendarul asumat pentru punerea în siguranță a minelor. Ministrul Energiei spune că țara are o datorie față de minerii care de zeci de ani au dat cărbune pentru sistemul energetic național. Acum trebuie ca autoritățile naționale să le ofere sprijin și programe pentru reconversie profesională. Valea Jiului a dat României decenii la rând de energie și a ținut în viață economia, sistemul energetic național. E normal ca acum România să dea înapoi Valea Jiului perspectiva unui viitor, programe de formare profesională, investiții și inclusiv pentru această companie să asigure o continuitate pe termen lung.